Salut și bine am găsit la un nou episod din GTA 5. Hai să continuăm. Asta cred că e cel mai așteptat episod de până acum, pentru că Trevor urmează să se întâlnească cu Michael. Și știți voi bine că nu prea... nu se iasă bine deloc. Așa că hai să vedem ce se întâmplă. Așa. Și-a dat seama că aici locuiește Michael. Dar nu știu exact ce se întâmplă. There you are, you little shit. Are you looking for this? Ah, droguri. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it. You you're ruining. Și te la instructorul cumva, instructorul de yoga. Aha. Michael și Trevor față în față. Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those. E cam tensionat scena asta. To your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. A furat banii și a plecat și tocmai locuiește în casa asta de asta. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. I missed you. You used to be fatter. Nice new tits. Jimmy, you used to be fatter. Doamne, Trevor ăsta e nebun. Can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good lord. Where's Tracy? Cine e Tracy? Where's your sister? Ah, e fica. She's a. I cunoaște toată familia. She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent/skills show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. S-a dus la un fel de... She's a horrible dancer. O emisiune de asta cu talent. Să demonstreze care e talent. Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What are you gonna stand here and argue while you're... Vrea să-l ajute. The national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. Se pare că Trevor, adică Trevor se știa cu familia lui și încă mai ținea familia lui sau ceva, erau apropiați cel puțin. Ok, jucăm ca Trevor. You know, I can probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, catch up. Let's catch up properly. I'm good, homie. She's my daughter, I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family, fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah, you're a model husband and a wonderful parent. You can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss. You got blood under your nails. Cine schimb murdar și miroase urât. A week? What the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and... Nu, știți că la, de exemplu, la emisiunea România au talent să mai facă ăștia de rușine și... Trevor nu vrea să o lase pe fata lui să facă de rușine și atunci vor zică să o ia acum. Okay. Mă mir că l-ajută și mă așteptam să ia la bătaie sau ceva. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So where? Sandy Shores.
The LMOC. Ah, here it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry, all right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. Hmm. We got things to work out. Yes, sirree. Probabil că o să înceapă să facă joburi împreună sau ceva. Am sunt cam supărat unul pe celălalt. Ok, și aici e emisiunea aia. Și trebuie să o luăm de aici. Hmm? Unde e? Asta e sala aia de așteptare. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your names? Where the fuck is Tracy? Huh? Tracy fucking DeSantis. Dacă l-ai pe Trevor cu tine, ape chiar rezolvi problemele. Aia e de acolo? Nu. All right. Yeah. That was really. All right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Oh, Tracy, ia uite-o. Tracy DeSanta, yes. Doamne, cum e îmbrăcată. Hi. All right, Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies, or a rainbow, or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Ah, îl știe. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Știe pe Trevor. Ce tare. Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. 3, 2. Ia să vedem. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music. Ia să vedem ce talent are. Dansează. Aul. Nu cred că îi convine lui Michael chestia asta. What? Eram sigur că așa și făcut și eu. Dă-i mă. Oh, ce i-a dat Trevor. Hai să-l prindem pe ăsta. Oh, Doamne. Ce mă, la fuge speriat. Păi, te-ai pus cu fata lui Michael și... Trevor nu prea e de acord. Ah, clar. Furăm camionul. Mhm. Hai, urcă, Michael. Hai să văd ce-i fac eu ăsta. Nu să faci pe fata lui Michael de râs. Pot să dau detach la trailer dacă vreau, dar nu vreau. Sau să dau? Nu știu. Hai că mă încurc, o să-l scot. Nu știu ce-i fac dacă-l prind, Doamne. Hai să vezi. Great. I'm about to die because of a tip. E cam greu de întors, ia să scoate trailerul. Aș? Că mergeam mult mai încet cu trailerul ăla pus și acum pot să-l prind. Are mașința așa mică, dacă cumva îl ating cu dita mai camionul ăsta, îl fac praf. Mă, că e mai rapid decât noi. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side.
Hai, încă puțin și-l prind. A, și mai face și curbe de astea. Oh, nu. Hai. Shit, nu, cred că m-am... Da, nu cred că mai am șansă să-l prind. S-a îndepărtat prea tare. Uite-l, deja e sus acum. Te răsturni ușor cu camionul. Hai că l-am prins până la urmă. Ceva de genul ăsta se întâmplă dacă îl prind. Cum i-am făcut mașinile alea. Încerc să mai tai drumul așa prin iarbă. Ok. I hate that closeted man whore on the TV. I hate him on the radio. Cred că ai făcut special să nu poți să-l prinzi. Cel puțin nu direct, nu din prima. Aha, da. Da, asta era faza până la urmă. Era scriptat să nu poți să-l prinzi. Aha, ce faci? Aha, sigur. Nu, cunoștea de când era mică. Fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. Jacking in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. It's my genius, I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants. Pune să-și dea jos pantalonii. There you go. Ah, îi face poză. Îl filmează cum dansează. Doamne, Trevor, e prea tare. Iată-l! Doamne! Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week! All right, come on, get up! Take off, go, now! Before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do without me for 9 years, huh? Oh, shit. Asta-i faza. L-ai supărat pe Trevor. E de rău. Cred că îl sună pe Franklin, sau... Ah, nu. Îl sună pe tipul de la FBI să zică că se zică de Trevor. Și acum jucăm cu Michael. Ok, salvăm. Ei au fost prieteni. Și acum se pare că sunt prieteni din nou. Mă așteptam să se certe, să se bată sau ceva. Se pare că sunt prieteni din nou. Și am niște frame drop-uri, ce ciudate. Doamne, ce-s cu frame drop-urile astea? Sper să-și revină imediat. Hai să luăm o mașină ceva. Să iau taxiul ăsta. Vreau să fac asta, vreau să-l fur. Lester. Sună Lester. Hey, Lester. Ok, și-a revenit. Hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Thank God for that. Ok, am primit banii. Oh, Doamne, câți bani am primit. Aproape, da, 600 de mii. O grămadă. Nu știu dacă avem voie să-l cheltuim sau nu, dar... Hai să mergem la Trevor. Hai să mergem să facem misiuni cu Trevor. Mergem acolo. Putem oare? Dacă ne ducem acolo? Că în principiu aș putea să dau switch pe el. Nu știu dacă mă lasă. Sper să mă lasă să facem misiuni cu Trevor, să vedem... Că până la urmă asta e ideea, să vedem ce se întâmplă în poveste și... Faza faină în jocul ăsta că e dacă nu controlezi un anume caracter,
caracterul respectiv se duce și face chestii singur. Adică poți să-l vezi prin oraș și chiar să salută între ei și chestii de genul ăsta. Fain. Hai să vedem, avem... Nu avem foarte mult de mers, ajungem imediat. Maze Bank, your new statement is available. Ok, ne zice banca că am primit bani. Știam. Am primit o tonă de bani. Nu știu, lumea, adică... Nu ar trebui să sune ceva alarmă la bancă că vă steps în tipul ăsta a primit o tonă de bani în cont? Știu, mă gândesc și eu. Că ar fi o chestie de genul ăsta. Că de unde i-a primit până la urmă? Mi s-a stricat ceva în față. E o roată care pune frână, doamne. Nu gândeam că merge greu. Hai să o schimbăm. Nu gândeam că merge foarte greu mașina aia. De fapt era o roată blocată în față. Nu zic fain că la mașină dacă cumva ți-o strici, poți să strici roata din față să mai meargă deloc, dar mașina încă să mai meargă, adică motorul să funcționeze, dar roata din față să mai meargă. Chestii de genul ăsta și e fain. Detalii micuțe, dar developerii s-au gândit la toate. Cel puțin în jocul ăsta, atâtea detalii. Și mai apără niște mici frame drop-uri, nu-mi dau seama din ce cauză. Sper să nu avem probleme în episodul ăsta, că e... Probabil voi rezolva din episodul următor. Noi mergem, dar nu știu dacă mergem bine. În fapt... Ba da, mergem bine. Nu știu dacă pot să mă lase să activez misiunea cu Trevor. Martin, finally receive your payment. The house will soon be restored. Ok. Primit un mesaj acolo. Oricum o să avem și joburi de astea serioase, adică misiuni serioase. Misiunea asta a fost așa de fun mai mult, adică, bine, a trebuit să o salvăm pe fiica lui de la... să nu se facă de rușine pe acolo, dar... Oricum o să avem și misiuni de astea serioase în care jefuim bănci și chestii cu Trevor, probabil. Return as Trevor to start this mission. Da, deci nu putem să facem cu Michael. Dar să mă uit puțin pe hartă. Cu Michael nu prea avem mare chestii de făcut. Dacă mă duc... No. Ies de aici așa. Și dau switch pe Trevor. Hai să vedem unde e Trevor acum. S-ar putea să el să fie în altă parte. Da, e un pic mai departe, dar nu e foarte departe. Hai să vedem ce făcea el în timpul ăsta. What? S-a îmbătat. Deci s-a îmbătat și stătea pe un... Stătea pe un acoperiș. S-a îmbătat pe un acoperiș. Asta faci tu, Trevor, în timpul liber. Și acum e cam bad. Oh, doamne, e bad rău de tot. Pe bune. Cum îl dau eu jos de aici? Uite aici. Da, dar nu știu cum... Bine, merge și așa. E cam bad. Merge amețit. Uite cum merge. Să ajungem la o stradă undeva, să furăm o mașină și să mergem la misiune. Da, deci ca, de exemplu, dacă mă joc cu Trevor trebuie să mă duc doar la chestiile portocalii, dacă mă joc cu Michael trebuie să mă duc doar la chestiile albastre și tot așa. Am înțeles acum care e faza, deci n-ai voie să te duci la misiunile altora. Și dacă cumva e să se întâlnească misiunile între ele, asta e altceva, dar altfel nu merge. Hai, jucăm cu Trevor să vedem unde ajungem. Poți, de exemplu, dacă vrei să nu mai aștepți, poți să te duci să iei un taxi și zici doar unde vrei să te duci și dai fast travel și ajungi acolo instant. Dar, până la urmă, să zic, jumătate din distracția jocului e condusul. Nu știu, cel puțin mie îmi place foarte mult să conduc în jocul ăsta, e ceva foarte distractiv. Și atunci nu cred că o să dau fast travel de prea multe ori. Poate o să folosesc și eu ocazional, dar nu de foarte multe ori. Ce se întâmplă aici?
Bă, ce faci? De ce jefuiești? De ce jefuiești, a? Hai să-i ducem înapoi. Ia uite-mă, Trevor, ce gentleman, cavaler și chestii. Bravo, Trevor, așa. L-am pușcat pe ăla în picior, nu-mi zic că am murit din cauza asta. Aparent a murit. Nu știu cum s-a întâmplat asta. Că dacă te împușcă în picior, în niciun caz nu mori. Adică doar dacă... Poate dacă durează mult și rămâi, pierzi foarte mult sânge, doar atunci, dar... Asta deja a murit, instant. Și-a luat somn. Cam aiurea când plouă, că îți alunecă mașina și e foarte greu de controlat. Da, ne descurcăm noi până la urmă. Așa, și am ajuns aici la Trevor. Hai să vedem ce misiune avem cu el. Trevor is a what? Ah, am zis odată cu el. Exact, Trevor is a what? Ce vrei să zici? Îți tremură vocea puțin. I don't find it easy and Deborah, I mean, we're getting married, so that's beautiful. Vrea să-l dea afară din apartament. She's gonna leave me. I mean, this is her place and the fornicating? There was Mr. Raspberry Jam. Whoa. Now Mr. Raspberry Jam. He died a noble death. Ce a făcut mă la bursulețul ăla? Bringing great joy to a lonely man. Doamne. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Oh, show me. Îl pune să-și dea pantaloni jos. What? Oh my god. Trevor. Nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me. Can you just put your Johnson away, sir? Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Okay, avem niște pachete, trebuie să le ducem undeva. The gateway to America awaits. Nu știu ce s-a întâmplat cu ursulețul ăla, dar în niciun caz ceva bine. Uite cum ne-am îmbrăcat. Avem o misiune interesantă. Stai puțin, asta e Trevor? Ia uite cum s-a îmbrăcat, nici nu mai îl recunosc. Fără hainele alea murdare. Da, pe bune, nici nu mă recunosc, dar nu știu de ce n-am îmbrăcat așa. Mergem acolo la docks, cred, de asta. We're looking for something to steal. Sir. Vrem să furăm ceva. Pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Boy, it always was a stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe. Zice că vrea să fure ceva și nu știe ce. Ce planuri are el? All right. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Angeles.
Au venit niște pachete. Știe el ce știe. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags. Oh. Doamne, a căzut mașina pe ăsta ăla. Ah, e ok. Hai, vină încoace, urcă-te înapoi. Cam mai iurea când, dacă se întâmplă ceva de genul ăsta, s-ar putea să moară. Da, dacă e în regulă. Private army to the New World Order? My butt's gone now! The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil? That, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? No, no, they won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague Ralph... I don't give a shit about Ralph! We gotta take a look. Suntem îmbrăcați așa, asta înseamnă că ne lasă să intrăm. Așa, dar cred că noi lucrăm aici. Here comes the soup. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. Ok. De cum e îmbrăcat Trevor? And I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Ok. Noi ce trebuie să facem? You gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. Yeah, trebuie să mergem pe ăsta. Coming in and out of here, you know, those big sky crane things that could pick up a whole container. Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you carry... Mă lasă să merg mai repede, dar trebuie să mergem așa să nu atragem atenția. The Miriam Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Și a zis că nu putem să ajungem cu elicopterul aici. Că o să tragă noi dacă e. We just stevedore. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. Niște containere de la armată. Hai să vedem ce e acolo. Dacă e vreun tank și conducem tankul, cât de tare ar fi. Sau oricum ceva militar, nu știu, un APC ceva. Ok. Ah! Să folosim ăsta? Ok. Get up! We gotta do this! Hai să folosim ăsta, nu știu. I thought you wanted to scope the place. Ah, uite așa. The containers, they're gonna check your card. Trebuie să mergem cu ăsta să facem ceva. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Să scot punctul ăla pe hartă că mă induce în eroare. And it's just cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happened when he's neck deep in shit. Trevor! Și sunt două chestii, probabil astea două albastre de aici. It's those containers. Baby! Astea două verzi din față? Cred că le prinzi așa. Te duci deasupra lor. Clamp it on now. Dai așa în jos și apeși așa. Okay. Aha, ce tare! Și vă dați seama că sunt oameni care... Adică asta e slujba lor, asta trebuie să facă, să... Multe containere toată ziua. Interesant. I'll operate you under the influence if you're not careful. Și să-l lăsăm aici.
Dacă nu facem chestia asta, o să prindă că nu suntem de aici. Și am mai să luăm și pe celălalt. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot! Ah, ne urcăm pe Macara, cred. Please, just don't. I'm gonna lose my job. Tipul ăsta aici lucra, de asta am ajuns aici, dar noi nu lucrăm aici. Nu prea aveam voie. Dar știi în gură că nu știe nimeni că nu suntem, că nu lucrăm. Ne facem treaba ca și cum am lucrat aici. Eu nu cred că știe cineva că nu suntem de aici. Ok, dacă faci asta, cred că se duce cu totul. Așa, și acum o lăsăm așa. Hop! A mers și așa. Okay. It's up to the top of the crane for me. Și am trebuit să mergem să ne urcăm pe Macara. O să merg tot cu ăsta până acolo. De ce nu? Ah, pe Macara aia ne urcăm. Hai să vedem pe unde. Pe aia sau pe asta? Mi-arată aici. Așa că hai aici atunci. Să nu cad aici. Atâta mi-ar trebui. Hey! There ain't time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. Ne pune pe noi să pilotăm ăsta. Ok. Hi, I'm here. What do I do? Ah. Ok, W și S. Pe V vezi de așa. So drop the spreader down and secure the load. Ah, uite așa de pe scroll dai. L-am lipit. Apăs pe V. Bun, l-am lipit și acum. Pick-up. Ok. L-am ridicat. Trebuie să-l duc în partea cealaltă. Interesante chestiile astea, nici nu știam că există așa ceva. Și vă dați seama, sunt oameni care fac chestia asta tot timpul. Nu știu să-l încarci pe... pe chestia asta. Și pe asta îl duce, uite, îl duce cu camionul. Sus. There's the truck. Set it down gentle. You want to line it up with the frame of the truck. Cred că e bine. Cred. În regulă. Signalman and crane driver working together. Now let's do the same thing again. Să mai facem asta o dată? Oops. Spreader, pick-up. Uite, îmi zice control acolo. Da, și trebuie să mai facem asta o dată. Trebuie să facem asta ca să nu își dea seama că nu suntem de aici. Ducem ăsta în jos rapid. Acum știu ce am de făcut, așa că să meargă repede. Și mutăm ăsta așa. Avem și un laser acolo care ne zice unde suntem. Așa. Și l-am prins. L-am prins cam aiurea, dar merge. Cred. Da, merge. Merge? Da. Și acum îl ducem, hai să-l ridicăm, să nu-l dăm cu capul de toți pereții. Da, unul se uită de sus și altul pilotează. Și mai venit un camion? Da. Mai
venit un camion, hai să-l dăm într-o parte. E cam aiurea prins, sper să meargă. În regulă. Și am aici că luăm pauză. How about this view, huh? I'm gonna take some photos for the kids. Ah, și zice că face niște poze pentru copiii lui, ceva de genul ăsta a zis. Ah, trebuie să ajung acolo. Și de fapt vrea să facă poze la containerele alea militare. Scatem telefonul. Să facem niște poze cu telefonul. Photograph the front of the ship, adică partea aia de acolo. Take a photo of, of a guard on board of the ship. Trebuie să găsim un un gardian. Uite un gardian acolo. Și take a long shot of the back of the ship. Ok, și încă una. Așa. Send the images to Ron. Hai să le trimitem. Le trimitem lui Ron. Și am trimis pozele. Ați văzut că era un contact acolo care se cheamă Blimp. Aia mi-ați spus voi în comentarii că de fapt e... E zeppelinul ăla și am putea să mergem cu el. Nu știu exact. Vreau să încerc. Vreau să încerc chestia asta. Oh, era să cad aici. Cum mai cobor eu? Că nu mai știu unde e scara. Nu mai știu pe unde am venit. A, uite aici. Ușor. Așa. Tot timpul mi-e frică în jocurile de genul ăsta cu scara, că nu poți să știi dacă cumva nu se prinde de scară și se aruncă ca nebunul, poți să mori. Nu, nu te du înapoi. Vreau să merg și o să duce înapoi pe scară. Hop. Și aici o să sărim așa, că nu e distanța mare. Și acum mergem să vedem ceva, o hală. O să vreau să sun și la Blimp, până la urmă. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. I don't know. The rules apply to me my whole life. I like rules. Pe tipul celălalt l-a luat acolo să cureți, nu știu ce, săracul. You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You got a dead end. Oh, shit. Am pierdut cargo. Shit. Reconnect time. S-a dus aiurea. Ne conectează la loc. What? Dead end? No. Floyd, it's dead end. It's dead end. Being a unionized longshoreman's one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. So jealous. No one's jealous. Poți să schimbi camera așa când vrei, dar... E, o secundă, ce-mi normal. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. Da, e chiar aiurea să lucrezi așa, nu știu, nu mi-ar place. Only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. Oh, ce avem aici? Ce e aia? Submarin? Eu cred că e submarin. Acum se preface că nu știe engleză. Da, e o zonă militară aici. Doamne! Așa, și cât îl bat pe ăsta, Trevor să intre el acolo. Așa, Trevor, bravo. Ah.
Perfect. Și îl lăsăm acolo și plecăm? Lift de restricted area. Ah, da. Îl lăsăm săracul să fie bătut și noi am luat ce trebuie. Da, pe regulă, e că nu mă deranjează. Și mă sună Ron. Hai, Ron. Trevor, these photos, you've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. M-am aruncat că era... Nu puteam să închid radio-ul ăla. Și plus că mașina era destul de... merge destul de încet, trebuie să luăm o mașină calmă. Da, aparent pozele astea, și mi-am întrerupt și cum vorbirea cu tipul ăsta, dar aparent pozele astea sunt importante. Hai să vedem puțin text. Nu text, contacts. Blimp, hai să sunăm la Blimp. E ocupat? De ce e ocupat? Și cum îl iei până la urmă? Că voi mi-ați spus să contactez, să-l sun, dar văd că sună ocupat. Mai încercăm o dată. Tot ocupat sună. Probabil că din cauza că sunt într-o misiune acum de asta, cred că da. Hai să terminăm misiunea mai întâi. Măcar am luat o mașină rapidă. Terminăm misiunea și pe aia sunăm la Blimp, că vreau să văd. Ok, trebuie să ne urcăm pe aici. E o buclă ceva ca să intrăm pe autostradă, probabil. Da, uite pe aici. Și am impresia că faza cu Zeppelinul e că nu poți să-l pilotezi tu, dar poți să te duci ca un fel de tour. Să te duci și să vezi orașul de sus și aș vrea să facem chestia asta. Mai ales cred că pe timp de noapte să vezi orașul din Zeppelin, doamne. Cred că e foarte fain. Bine, zice Blimp. Eu zic Zeppelin, că așa m-am obișnuit. Și uite, chestiile astea de aici. Sunt niște chestii. Uitați-vă puțin. Chestiile astea de aici. Nu erau și în GTA San Andreas? Pentru că eu mi le aduc aminte. Parcă. Erau un pic diferite, dar sincer mi le aduc aminte. Lăsați-mi un comentariu dacă cumva vă aduce și voi aminte de ele. Dar cred că asta e exact zona din San Andreas. Uitați-vă puțin, stadionul ăla de acolo era și în San Andreas. Vedeți harta din San Andreas? Posibil să fie. Aș vrea să merg la caracterul principal din San Andreas acasă să văd cum arată zona aia. Că ar fi fain să vedem. Dacă e chiar toată harta din San Andreas, chiar și mai mult, doamne, ar fi genial. Dar cred că e. Sau cel puțin sunt zone din ea. Dar... parcă mi-aduc aminte toate zonele astea de acolo. Bine, acum arată complet diferit că e și grafica realistică și asta, dar... Tot îți mai aduce aminte una altă. Și mai avem puțin, 400 de metri, ajungem imediat. Bine, 400 de, da, probabil vreo 600 de metri sau ceva, 700 de metri, da, n-ai problemă. Imediat ajungem. A, și trebuie să mergem acasă la el, cred. Parcă ăsta era drumul, da, ăsta e drumul spre casă. Și aici terminăm misiunea. Și să mergem să ne schimbăm din hainele astea. Trebuie mai și să bine cu haine de genul ăsta. Mă întreb cum i-ar sta cu costum. Da, oare cum ar fi să-l îmbrăcăm la costum, doamne. Ce? Ce s-a întâmplat? Oh my god, ce s-a întâmplat? Cred că e... Oh my god. Cred că știu ce e aia de pe el și nu vreau să știu.
Oh my god. Știți că l-a pus să curețe un WC ceva. Holy shit, ce au făcut lui ăsta în apartament? Ce i-au făcut ăsta în apartament? That's a low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now. Și desenează pe perete. And there, perfect. Și ăsta e planul. Trebuie să jefuim zona aia. All right. So, based on my observations, I'd say these Merryweather security cock snots are sitting on something real valuable. Da, uite planul lui. We only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship. Bun. So it's likely they're keeping it on ice. The air, land and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here, which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out. Trebuie să punem o bombă și pe aia whatever it is underwater. Să furăm asta de sub apă. Și merge cu submarinul. Holy shit. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too and probably a chopper, a big one. Ah, un submarin și look around underwater, locate it, bring it back here and find out. Sunt două. Here? To the cargo? Îmi place mai mult a doua variantă. Container ship or whatever's offshore. Îmi place mai mult offshore, că e submarin plus elicopter. Offshore. Deep sea adventure, gotta be. De unde luăm submarinul acum? Pe bune. Și ne pune să, da, confirmăm. Luăm și pe Michael. Probabil luăm și pe Franklin, o să avem un job cu toți trei, ce tare. Okay, all right. What is that smell? Holy shit. Are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Ia ce l-a bătut săracul. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide? Da, nu cred. Îi zice să o lase în pace, să nu mai jefuiască, dar nu cred. With what's happened to your cousin? Then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! O să fie interesantă misiunea asta, o să fie un jaf cu un elicopter de la mare și cu un submarin. Abia aștept să-l vedem. Și cred că a venit timpul. Mission passed, ok. Sună Michael. Da, nu, sunăm noi pe Michael și să-i spunem. Ah, Trevor, hey. Mikey, hey, listen, loving it here in LS, really settling in, getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. You'll have a good angle on this. Și-l aduce și pe Lester. You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Asta nu-i sala din... Oh my god. Asta-i sala din San Andreas. Pe bune, chiar e. To prepare for the highest visit to flight school as Michael. Trebuie Michael să ducă să învețe să piloteze un avion de la mare. Asta e sala din San Andreas. Clar e. Pe bune. Asta e harta din San Andreas, toată harta asta e din San Andreas. Genial. Dar poți să faci, poți să lucrezi? În San Andreas puteai să lucrezi, să-ți faci mușchi. De ce nu văd, nu mă lasă. Hai să dacă pot, acum nu mai sunt într-o misiune, ar trebui să pot să scot telefonul și să sun la Blimp, ia să văd dacă merge. Blimp.
this is Atomic Blimp. Hey, can I help you? I need a blimp. No expense spared. I have one available right now. I'll have them drop it off as soon as possible. Cum adică? Mi-l aduce mie acum? Mi-aduce mie blimpul așa? Cum? Bine, pot să joc și tenis și chestia aici, dar momentan nu o să jucăm. Cum? Dai că sunt confuz, adică am cerut un blimp și ci că vă aducem unul acum. Păi și unde mi-l aduce? Trebuie să aștept pe aici sau ceva? Mă gândesc că ar fi mai ușor să mi-l aterizeze pe plajă, dar... E pe hartă ceva? Blimp. A, uite-l acolo. E departe, cred, da? Stai să iau o mașină să văd cam cât de departe e. Da, e departe. I seen a sub, Trevor, down in the docks. Ok, ăsta a găsit un submarin pe care o să trebuiască să-l furăm pentru misiune. Ok. Da, și blimpul e acolo. Am impresia că... Ori trebuie să aștept să vină la tine. Ori trebuie să te duci tu la el. O să luăm și blimpul și mergem să furăm submarinul și să mergem cu Michael să facă lecții de pilotaj avion de la mare. Și în episodul următor vom face un jaf de ăsta imens. Și cu Franklin, și cu Michael, și cu Lester, și cu toți, și cu Trevor. O să fie fain. O să fie foarte fain episodul următor. Dar cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!